68 de monede susceptibile a fi antice au fost descoperite de către un fost polițist al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Rezervistul a sesizat telefonic polițiștii secției de poliție rurală Dăneasa cu privire la descoperirea făcută. 68 de monede susceptibile a fi antice au fost descoperite de către un fost polițist al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Rezervistul a sesizat telefonic polițiștii secției de poliție rurală Dăneasa cu privire la descoperirea făcută. Vestigiile arheologice au fost descoperite cu ajutorul unui detector de metale pe un teren din afara comunei Radomirești din județul Olt. Bărbatul este autorizat și deține legal detectorul de metale folosit. Monedele sunt argintii și prezintă inscripția Macedon. Acestea au fost predate administrației locale și urmează a fi supuse expertizării în vederea stabilirii autenticității. Durcă Paul este din Radomirești, satul Crăciunei și în ziua de 13 martie. Acesta a descoperit cele aproximativ 70 de monede pe o plantație de salcâmi. Chiar în ziua de 13, cum și dânsul spunea, i s-a arătat zeita furtună și a găsit aceste descoperiri, de fapt. Aceste 68-70 de monede, care momentan suntem în procedura de predare. Dânsul se află la primărie, ni le predă. Noi, la rândul nostru, tomim procesul verbal de predare către autorități. Urmează să ținem legătura cu autoritățile și să vedem pe parcurs ce ne mai descoperă domnul Durcă Paul. În această dimineață, o echipă se află la primăria Radomirești. Specialistul de la Direcția pentru Cultură, Laurențiu Comănescu, întocmește procesul verbal. Monedele se pare că datează din secolul 1-2 înainte de Hristos, monede de schimb din acea perioadă folosite și pe teritoriul Daciei. Un expert atestat de Ministrul Culturii pe numismatică le va expertiza după ce vor fi predate Muzeului Județean Olt în cursul acestei zile. Specialistul de la Direcția pentru Cultură, domnul Laurențiu Comănescu, întocmește procesul verbal. Monedele se pare că datează din secolul 1 sau secolul 2 înainte de Hristos. Era moneda de schimb din perioada aceea. A fost folosită și pe teritoriul Daciei. Nu pot să vă spun mai multe decât după expertiza unui expert atestat Ministerul Culturii pe numismatică, care va veni după ce le vom preda noi, în termenul legal, dar le vom preda astăzi Muzeului Județean Olt. Paul Durcă, fost angajat al IPJ, pensionat în 2016, cunoștea foarte bine procedura legală de predare, astfel că a anunțat autoritățile în timp util cu privire la descoperirea sa. Procedura este următoarea. În 72 de ore de la descoperire, în termen de 72 de ore, trebuie să le predea autorității locale, trebuie să le predea primăriei, printr-un proces verbal, după care în 72 de ore, primăria are timpul ăsta la dispoziție de 72 de ore să ne anunțe pe noi ca Direcție pentru Cultură și în termen de 10 zile lucrătoare să ni le predea nouă. Nu are rost să mai așteptăm, pentru că totuși este o descoperire pentru județul lor și am zis să urgentăm procedura. Noi astăzi o să le ridicăm, o să le transportăm la Muzeul Județean Olt și o să le predăm acolo. O să fie o comisie de recepție. Paul Durcă va fi recompensat pentru această descoperire. Acesta ar putea primi undeva la 45% din valoarea obiectului. Dacă este o descoperire de patrimoniu, primește 30%, iar dacă mai este și tezaur, încă 15%.